Angajații Casei de Asigurări de Sănătate Olt au protestat astăzi. Zeci de salariați, atât membrii de sindicat, dar și cei care nu fac parte din acesta, au întrerupt activitatea timp de 2 ore și au ieșit în fața instituției. Ei sunt nemulțumiți de faptul că salariile lor nu au mai crescut de ani buni, în timp ce volumul de muncă este tot mai mare. Protestul a avut loc între orele 10 și 12. Este vorba despre o discrepanță care s-a creat în jurul salariilor din sistemul de sănătate prin majorarea salariilor celorlalți, medici asistenți, DSP, suntem mult în urmă, sarcinile au crescut. Salariații sunt într-adevăr nemulțumiți, au dreptate, au motivele lor, le avem cu toții, dar asta nu înseamnă că pacienții trebuie să aibă de suferit. Activitatea cu publicul este în desfășurare, nu ne permitem să punem asigurații pe drumuri, ei au problemele lor, nu vin la casă de drag. Cel mai mic salariu la CASE Olt este de 2180 de lei, spun reprezentanții sindicatului, și asta pentru că angajații nu au mai beneficiat de majorări salariale în ultimii ani. Casa de Asigurări de Sănătate Olt are aproape 60 de angajați, majoritatea oameni cu vechime în muncă. Toți au fost de acord să protesteze pentru că munca lor nu este apreciată așa cum ar trebui. Cât ar trebui să mai primiți, practic, la salariu? Practic, ar trebui să primim undeva între 25 și 30% o creștere procentuală brută, să zic așa. Sunt în casă din 2005, am o vechime relativ mare în Casa de Asigurări de Sănătate, salariul este de 5.000 de lei și nu a mai fost indexat printr-un niciun act normativ din 2017. Deși este instituția care gestionează cel mai important buget din țară, spune sindicatul, angajații CASE sunt cei mai neglijați când vine vorba de salarii, în comparație cu alte categorii de personal, cum ar fi cel din spitale, de exemplu. Au fost strânse semnături pentru a începe greva, însă trebuie urmați niște pași legali. Noi sperăm prin negocieri sau prin înțelegerea guvernanțelor să avem ceea ce ne dorim. Protestul de astăzi a avut loc la nivelul tuturor caselor de asigurări de sănătate din țară. Reprezentanții sindicatului speră ca revendicările lor să fie ascultate și rezolvate, pentru că altfel vor continua protestele.